Pacea Domnului, ne bucurăm să fim din nou împreună. Am lipsit un pic, da? E ok că trebuie să rezolvăm anumite lucruri și pe în alte părți și acum iar am revenit la programul obișnuit cu Faptele Apostolilor. O să facem astăzi partea a doua din capitolul 8, și anume Filip și famenul etiopian. E surprinzător, trecând prin comentarii, cât de puțin comentează comentatorii la textul acesta. Foarte puțin, punctează câteva cuvinte și trec mai departe. Deci cam dintre toți pe care am citit, destul de puțin trec prin textul acesta. Nu l-a nici ignorat, dar nici nu prea își dau seama de ce Luca l-a lăsat acolo. De ce Dumnezeu l-a făcut pe Luca să-l lase acolo. Pentru că, în definitiv, textul acesta, mergeți în toată lumea, mergeți în Iudeia, în Samaria, propuzis 8-ul s-ar fi putut termina în prima parte a lui 8, în momentul în care Filip predică în Samaria, se împlinește ceea ce Domnul Iisus Hristos le spune în Fapte, în capitolul 1, în prima, chiar la început, zice, mergeți în toată lumea, mergeți și veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și atunci cu lucrarea lui Filip s-ar putea fi terminat ușor în 8, în prima parte, cu predica din Samaria. De ce famenul etiopian? Nici ei nu prea știu, pentru că unii îl consideră primul rod al neamurilor, alții zic nu-i rod al neamurilor, că era, se închina la Ierusalim, se pare că era un fel de prozelit. O să vedem ce era cu el. Și eu cred că și pe mine m-a interesat lucrul ăsta și din moment ce n-au comentat așa de mult, m-au făcut să mă apropii și mai tare de text, să văd de ce nu comentează așa de mult. Și o să vedeți că sunt lucruri interesante cum vorbește Dumnezeu cu famenul etiopian. O să citesc doar câteva versete din 8 și după care ne vom ruga. Haideți să ne ridicăm în picioare. 8:31. Haideți să mergem mai sus, 30. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, înțelegi tu ce citești? Și famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa că nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Și famenul i-a zis, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Amin. Hai să cerem ajutorul Domnului peste textul acesta. Doamne Tată, îți mulțumesc că tu ai felul tău de a vorbi în Scriptură și cel mai frumos este că Tu vorbești în așa fel încât noi să înțelegem. Și este așa de mare dragostea Ta față de noi că ne vorbești ca să ne întoarcem la Tine, să ne schimbăm, pentru că în definitiv ne vrei viață, ne vei viață, să ne dai viață veșnică, vrei să ne faci un nume. Un nume sădit nu din pietre și din smoală, nu din sabie, ci un nume pe care este scris copil al Tău, un nume care îl vom purta pentru veșnicie și îți mulțumesc că în Domnul Iisus Hristos ne-ai dat acest nume, ne-ai făcut copii ai Tăi. Te rog, ajută-ne să ne purtăm în chip vrednic de numele pe care Tu ni le-ai dat, Doamne Tată. Dă-ne puterea aceasta și ajută-ne în săptămâna în care trăim, vom trăi, Doamne, și vom intra să purtăm chipul Tău așa cum Tu l-ai menit și ajută-ne ca acest cuvânt care îl vom auzi în această seară să fie spre viața noastră, nu spre osândirea noastră. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Pus, întrucât nu se comentează așa de mult despre text, m-a intrigat textul și primul lucru, m-am tot uitat felul în care mi s-a părut ciudat cum citează Luca din Isaia. Citează din Isaia 53, 7-8. Acestea sunt textele. Haideți să deschidem, să le citim în momentul în care se întâlnește cu famenul etiopian. Și versetele din Isaia sună un pic diferit. Și ceea ce
m-a făcut să mă uit și în greacă, în felul în care este tradus în Septuaginta. De 53:7 spune așa: când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Dacă vă uitați atent, Luca lasă tot în afară de ultimul verset, ultima parte, și spune așa, în text, dacă citim cu atenție, spune așa: el a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel fără glas, înaintea celui ce tunde, așa că nu și-a deschis gura, și în smerenia lui judecată a fost luată, și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ, dacă mergem în 5:8, căci a fost șters de pe pământul celor vii, și se oprește acolo. Și cel mai important din versetul din Isaia rămâne afară, care este: și lovit de moarte pentru fără de legile poporului meu. Nu-l mai citează Luca. De ce oare? Ei, și toți comentatorii sunt surprinși de lucrul ăsta. Ce era greu pentru Luca să mai pună un verset? Eu cred că intenționat lasă textul așa. Și o să vedem de ce. Acum, ce era cu eunucul acesta? Este clar că Filip se întoarce din Samaria, din nord, și este în Ierusalim, și textul ne spune clar, este că Duhul, Îngerul Domnului, i-a vorbit în mod specific. Du-te, în drumul s-a dus în sud, drumul spre Gaza, care mergea spre Gerar, drumul spre Gaza în jos, era un drum prin pustie, pornea din Ierusalim și mergea până la Gaza, zice, du-te pe drumul, textul spune, scoală-te și du-te spre miază zi. Dacă nopt, în prima parte a lui 8, Filip merge în Samaria, pornește o prigană datorită lui Saul, biserica se împrăștie, merge în Samaria, exact cum a spus Domnul, însă Filip merge oarecum în virtutea persecuției. În 8:1, Dumnezeu îi spune specific să se ducă în drumul acesta și foarte important lucrul acesta. Evangelizarea famelui sau eunucului etiopian nu este la întâmplare, nu este în virtutea persecuției din Ierusalim, ci este o poruncă a lui Dumnezeu pentru Filip. Important asta, absolut, pentru că va semăna cu Cornelius. În momentul în care Petru se duce la Cornelius, Dumnezeu îl pregătește înainte și îi dă o vedenie și spune, du-te în casa asta. Cu alte cuvinte, evangelizarea famenului a fost hotărâtă de Dumnezeu, nu că Filip s-a trezit să meargă în drumul spre Gaza. Este hotărâtă de Dumnezeu și vom vedea, corespunde exact la Isaia 56, la un text foarte clar din Isaia 56, de care vorbește despre zilele noului legământ, când famenii îl vor sluji pe Domnul. Ori în contextul acesta, Dumnezeu îi spune specific să meargă după carul, să meargă pe drumul acesta, nu îi spune ce o să se întâmple acolo, că probabil nu s-ar fi dus. Nu știm sigur. Nu știm, dar nu-i spune ce o să fie acolo, zice, du-te până acolo. Orice frumos este un lucru ca o mică lecție, uitați-vă la relația între Filip și Înger, uitați-vă la relația între Filip și Domnul. Primul rând este un om care are legătură cu Domnul, este un om care vorbește cu Îngerii, este un om care se manifestă Îngerii, este un om care are relație cu Dumnezeu și un om care ascultă, nu comentează. Este această relație strânsă, pentru că în definitiv Dumnezeu îi spune să meargă în pustie și poate primul să spună, și ce să facă în pustie? Nu? Asta e o relație, ca să ajungi la genul ăsta de relație cu Dumnezeu, e un lucru greu în viață. Să ajungi în relație cu Dumnezeu în care Dumnezeu spune, ridică-te și du-te acolo și tu spui, unde să mă duc? Și el zice, o să spun unde. Seamănă cu Geneza 12, când Dumnezeu îi spune lui Avram, ieși din casa tatălui tău, ieși din rudenia ta, din pământul tău și du-te. Unde să mă duc? Într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Nu, fă asta. Și du-te 7.000 plus încă 5.000, poate 12.000 de mile, cam 15.000 de kilometri și du-te Hăbăuc în țara pe care îți voi arăta eu. Nu știa cum arată, că nu erau celulare. Trebuie o relație să ai cu Dumnezeu ca să faci chestia asta. Așa e și cu Filip. Dumnezeu îi spune, du-te și se duce. Nu-l interesează, nu comentează, nu știe unde se duce, ci este un om care depinde de Duhul. Este un om care umblă mână în mână cu Duhul Sfânt. Este un om care are această relație intimă cu Domnul și când Domnul îi spune să ridice, se ducă, se duce, fără să pună întrebări și știind că ceea ce a auzit de la Domnul este real. Este o relație intimă pe care Filip o are cu Domnul.
Dar nu aceasta este miza textului. Zice, scoală-te și du-te spre miază zi, spre drumul care se coapă între Ierusalim și Gaza, care este în pustiu, sau textul spune, care este pustiu acolo, mai rău. Ce să fac în pustiu? Ce să mă duc să fac acolo? Filip s-a sculat, nu comentează, și a plecat și iată că un etiopian, și începe să ne-l descrie, un etiopian, deci era din Africa, un negru, un eunuc, da? Doi, cu mare putere la împărăteasa Candace, e Candace în greacă este cuvântul pentru împărăteasă în general, nu ăsta era numele ei, ci înseamnă împărăteasă în etiopiană. Deci se duce, du-te un om cu putere la împărăteasa Etiopiei, s-ar traduce textul, nu înseamnă că așa o chema pe etiopiancă. Deci unul era un eunuc, doi era un eunuc cu putere, adică cu autoritate politică, doi era un om cu autoritate politică la împărăteasa Etiopiei, deci era probabil între cei care avea fie mâna dreaptă, cel care era în administra visteriile, deci era, să zicem, secretarul trezoreriei Etiopiei. Un om cu foarte mare putere, însă, unul era etiopian, doi mai rău, era eunuc. Adică era un om castrat. Acum, în vechime, aceasta era o practică foarte curentă, atât în Egipt, erau și în China, peste tot s-au găsit în Antichitate, existau oamenii, în momentul care aveau poziții puternice, pe lângă palat, unde obicei erau făcuți eunuci. De aceea Domnul Iisus Hristos, îl deschideți cu mine în Matei, în Matei capitolul 19, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește tangențial despre problema aceasta, spune felul următor. 19 cu 11, după ce vorbește despre despărțirea bărbatului cu femeia, care de bărbatul de femeie, care deși poți spune, atunci mai bine ne căsătorim, dar asta este o altă predică, spune așa, fiindcă nu toți pot, 11, 9, 11, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea care le este dat, adică să ne împrelațe intime. Asta era ideea. Doi zice, fiindcă sunt fameni, eunuci, e același cuvânt, care s-au născut așa din pântecele mamei lor, 1, 2, care au fost făcuți fameni de oameni, categoria celui din etiopian, și vom vedea de ce, 3, și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerului, adică sunt oameni care s-au dedicat întru totul Domnului și nu au aceste relații intime, da? Cele 3, pentru că scopul cu care era făcut un famen, ăsta era unul dintre ele, și al doilea să fie un om ascultător, un om supus și să nu creeze probleme în palat. De aceea, majoritatea celor care aveau funcție politică pe lângă, în cazul faraonului, se poate, conform textului evresc, dacă e adevărat, cum îl definește pe Potifar, Potifar să fi fost eunuc. Chiar dacă căsătorit, unii dintre ei se căsătoreau, dar e posibil să fi fost eunuc, cum și paharnicul și celălalt erau. Era o practică, mai ales lângă palate regale, ca cei care aveau funcție politică imediată, erau mai multe motive să fie făcuți eunuci. Deci aveau oameni cu foarte mare putere, mare putere politică. Etiopianul face parte din a doua categorie de care spune Domnul Iisus Hristos. Unii se nasc din naștere, alții sunt făcuți. Și al treilea zice, alții se fac, adică sunt oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și fac lucrul acesta. Da? Cum zice și Pavel, nu toți au chemarea pe care o am eu, o numește el, nu că s-a făcut efectiv, dar efectiv, adică trăia ca și un om care nu avea relații intime, era un om care nu era căsătorit. Da? Ori în contextul acesta, etiopianul face parte din a doua categorie, adică om făcut eunuc de către alții. Și se pare că practica era că din copilărie îi luau și făceau așa și creșteau într-un anumit stil, îi creșteau cu funcție împărătească și erau oameni care ajunseseră, erau dintre cei mai puternici oameni între imperii. Deci erau oameni care aveau funcție politică, funcție militară și așa mai departe. Erau oameni care nu aveau altceva decât să fie loiali regelui sau faraonului sau împăratului și așa mai departe. Ori în cazul nostru, de aceea Luca ne-l descrie în felul acesta, deci unul era etiopian, nu era dintre evrei. Se pare că, după cum spune textul, mergea la Ierusalim să se închine, însă conform Deuteronom 23, deschideți cu mine în Deuteronom 23, nu avea voie să intre în relație cu, nu avea voie să intre niciodată pe veșnicie în adunarea lui Israel. Și textul spune așa în 23, sunt câteva categorii, e vorba de Amon, Moab și copiii născuți din curvie.
Spune așa, cel castrat sau famenul, 23:1, să nu intre în adunarea Domnului, cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam a lui să nu intre în adunarea Domnului. Al zecelea neam înseamnă pe veșnicie, adică de la 10 încolo înseamnă niciodată, asta e spre să evrească. Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar el al zecelea neam pe vecie, asta înseamnă al zecelea neam, adică pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, famenul, eunucul, nu avea voie să intre în adunarea Domnului niciodată. Ceea ce ne face să credem că nu era prozelit, era un om care îl iubea pe Dumnezeu, însă avea o dramă, avea o durere, nu? Să mergi să-L iubești pe Dumnezeu, să te închini la templu, să vii mii de kilometri și să stai la depărtare de templu. Interesant. Durerea lui. Și totuși venea să se închine înaintea lui Dumnezeu la o națiune care îl considera un paria, fără să aibă niciodată șansă să facă parte din poporul Dumnezeului pe care îl iubea. Interesant. De aceea Dumnezeu îi spune, du-te la asta. Asta e inima lui Dumnezeu. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian, era obicei în vremea respectivă, de obicei când se citeau scripturile, se citea cu voce tare. Se citea în auzul tuturor. Și el citea cu voce tare. Și foarte interesant cum lucrează Dumnezeu, în momentul în care Filip se întâlnește cu etiopianul, probabil că el avea tot sulul lui Isaia, citea din Isaia 53 și citea dintr-un text din Isaia 53 care o să vă lase mască. Și uitați, din păcate, Corinescu pierde traducerea. Este o traducere grea. Și de asta și mulți comentatori o pierd, că nu sunt atenți la detaliile din Genesa și nu înțeleg cum trăia, ce însemna drama unui astfel de om. Famul a zis, cum s-aș putea să înțeleg dacă nu m-avea călăuzit? Și a rugat pe Filip să se uite în care un om politicos, nu se uita la unul care a venit lângă el, un om a probabil mâna dreaptă sau foarte aproape de mâna dreaptă la unul care vine după el alergând, transpirat, nu știm cum arăta Filip, zice, haide și tălmăcește-mi, spune el, un om smerit, un om care știa lucru, un om care avea despre sine păreri cumpătate și spune, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Locul din Scriptură, zice Luca, El a fost dus la oaie, ca oaie la tăiere și v-am citit textul din Isaia 53. Vreau să vă citesc. De fapt, Luca citează din Septuaginta. Motivul pentru care traducerea lui Cornilescu nu seamănă cu cea din Vechiul Testament este pentru că n-avea cum să traducă Cornilescu și din Septuaginta, adică traducerea în greacă a Vechiului Testament, nici din ebraică. Două traduceri. Septuaginta este traducerea Vechiului Testament în limba greacă și Luca citează din această traducere. Este efectiv cuvânt cu cuvânt din Septuaginta, nu seamănă cu originalul evreiesc, nu că nu seamănă. Nu asta este sintaxa, nu asta este forma frazei, însă Luca și implicit se pare că probabil famul etiopian citea din greacă, citea greacă, care era limba de circulație în vremea respectivă și probabil Filip, fiind unul dintre greci care era diacon, știa greacă. Ori, probabil că citea din ebraică, nu știm, dar este clar că felul în care Luca citează din text este din greacă. Și în greacă vreau să vi-l traduc, să nu greșesc, mi-am luat telefonul ca să nu... Și vreau să vă arăt traducerea și să vedeți ce interesantă e traducerea. Și vă traduc așa. El a fost dus ca o oaie la măcelărie, ca un miel înaintea celui ce-l tunde, a fost tăcut. Nu a zis nimic. Nu și-a deschis gura. În umilirea pe care a avut-o, justiția i-a fost refuzată sau dreptatea i-a fost refuzată. Cine va vorbi despre el în posterioritate? Sau în altă traducere, ce copil va vorbi despre el în viitor? Întreabă Isaia. Pentru că viața i-a fost luată de pe pământ. Asta e traducerea din Septuaginta. Dacă era o problemă pe
pentru un om în Vechiul Testament și noi facem la făclia Genesa. Dacă era o dramă pentru un om în Vechiul Testament, în Genesa 12 îl vedeți pe Avram, în Genesa 15, în Genesa 17. Doamne, Domnul vine, eu sunt scultul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și el spune, ce îmi dai? Că mor fără urmaș. Erau două lucruri esențiale pentru un om în Vechiul Testament. Noi nu putem înțelege lumea aceasta și nu o să înțelegem niciodată. Era numele și proprietatea. Proprietatea se transfera numele. De aceea spune, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. În cazul și prin urmare, cele mai importante lucruri din viața unui om era numele și proprietatea. De aceea un om care i se lua numele era numit carat, tăiat, înainte de vreme. I se lua numele. Eunucul acesta era un om tăiat înainte de vreme. Era un om căruia i s-a luat numele pentru totdeauna. De aceea el citește dintr-un text și de aceea îl întreabă pe Filip, despre cine vorbește? Pentru că se vedea pe el în text. De aceea v-am citit textul, spune așa, a fost dus și imaginați-vă viața lui. Împotriva voii lui, a fost castrat. Nu a vrut. N-avea ce să facă, pentru că dacă îi spunea împăratul, trebuia să o facă. A fost dus ca oaie și acum puneți-vă mintea lui ce citea omul ăsta. De aceea întreabă despre, oare și Isaia a fost ca mine? Sau vorbește despre altul care a fost ca mine? Și spune așa, el a fost dus ca oaie la tăiere, așa am fost și dus și eu. M-a întrebat nimeni dacă vreau, că nu-i întreba nimeni. Ca un miel, fără glas înaintea celor ce îl taie, este în original, în ebraică. Adică tăiat. Fără să... Textul merge mai departe și spune și nu și-a deschis gura, pentru că de obicei erau luați când erau copilași. Ce n-am avut drept la replică. Și în smerenia sau în umilința mea, dreptul meu la apel mi-a fost luat. N-am avut drept să zic nici da, nici nu. N-am avut putere să mă opun, n-am avut putere să refuz, n-am putut să fac nimic. Și astfel, viața mi-a fost luată de pe pământ. Asta e viața lui. Era un om care iubea pe Dumnezeu și n-avea loc pentru că cineva a dispus de el în adunarea lui Dumnezeu. Conform 23, nu avea loc în adunarea lui Dumnezeu. Pentru că cineva dispusese de el mai devreme. Și asta e frumusețea cum lucrează Dumnezeu. Se pliază pe suferința unui om. Dacă la Filip s-a dus în Samaria pentru că a fost persecutat, la foame merge pentru că Dumnezeu s-a uitat la suferința lui și merge la el. De aceea Luca suprește aici și nu vorbește despre suferința Domnului pentru că Domnul începe să-i vorbească lui despre el pe suferința lui. Era un om care nu avea viitor, era un om care nu avea nume. Era un om șters. Putea să aibă toată puterea la împărăția Etiopiei, putea să aibă ce vrea. N-ar fi avut, și-a șters numele înainte de vreme. De ce cred lucrul ăsta? Deschideți cu mine în Isaia 56. În Isaia 56, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să arate.
Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul, ca să nu-l pângărească, stăpânându-și mâna ca să nu facă niciun rău. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică: Domnul mă va despărți de poporul său. Și famenul să nu zică: eu sunt un copac uscat. De ce era un copac uscat? Că nu avea nume. Era un om căruia nimeni nu o să-i poarte numele, indiferent câte proprietăți putea să aducă. Nimeni nu putea să-și ducă numele mai departe. Un om pentru asta era cea mai mare dramă, era cea mai mare durere. De aceea când veți vedea situația lui Iefta, cea numită în Scriptură jertfirea fiicei lui Iefta, ceea ce eu nu cred că a jertfit-o, o să avem o discuție despre asta, în Iefta se întâlnește cu ea și pică jos, zice: mai distrus. Pentru că fiata era singurul lui copil. Zice: mai distrus. Mi-ai luat numele, da? Altă discuție. Dar ideea este, de ce zice el, Dumnezeu spune: și famenul să nu zică: iată că sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul: famenul care va păzi sabatele mele, care vor alege ce este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume. Că asta vroia famenul etiopian. Un nume. Mai bune decât fii și fiice. El nu putea să aibă. Un nume, și le voi da un nume veșnic. Olam Shem înseamnă un nume care ține pe veșnicie și care nu se va stinge. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt. Cu el se întâmplă Isaia 53. Dumnezeu, în ce privește Samaria, Filip evangelizează Samaria datorită persecuției. Bineînțeles că Duhul Sfânt îl trimite, însă la omul acesta Dumnezeu îl trimite în mod specific, pentru că cu el se împlinește Isaia 56. El este Isaia 56 în carne și oase. Un om în care viața a fost dură, un om în care viața i-a luat tot ce a avut, un om în care viața, măcar că pe de o parte se pare că avea toate lucrurile, avea o durere. Dumnezeul pe care slujea nu putea să se apropie de el datorită niște lucruri la care nu a participat, la care nu a consimțit, care s-au făcut împotriva lui și pentru care a fost tăiat pentru totdeauna din viața aceasta. De aceea ce i-a ajuns, Duhul Sfânt îl oprește exact în Isaia, primele versete, și lasă ultimul dintre ele afară. Nu pentru că nu au avut timp să citească mai departe, ci pentru că Luca vrea să ne aducă atenția asupra durerii pe care au avut-o famenul. Și în momentul în care Filip ajunge și începe, pornind de la durerea lui, să-l arate pe Domnul Iisus Hristos și spune: în definitiv, avem de-a face cu unul care seamănă cu tine. Și în momentul în care începe să-l descrie pe Domnul care a murit și a înviat și toate lucrurile, este cel care a fost tăiat din mijlocul fraților săi înainte de vreme. Un om care toată lumea a spus despre el că e blestemat, un om care nu se părea că mai avea un nume, un om care, și puneți ce vreți să ciupa aceea, Isaia spune, și va vedea rodul sufletului lui și se va înviora. Vedeți cum lucrează Dumnezeu, cum ia viața acestui om, acestui famen, îl duce în cel din toată Scriptura, în punctul din Scriptură în care el îl oprește acolo, Duhul Sfânt coordonează toate lucrurile, ca Filip să ajungă exact în punctul în care citea, exact în punctul care îl descria pe el. Și bazat pe lucrul acesta, începe să-l descrie pe Domnul Iisus Hristos, care este exact imaginea lui într-un fel. Și ceea ce îi spune prin Domnul Iisus Hristos este că, în definitiv, îți voi da, Isaia 56, citesc 53, dar te voi duce în 56. Și ia toată predica aceasta și îți arată că tu vei sluji Domnului în adunarea Domnului și nu numai că nu vei sluji, nu te va trebui să slujești la Ierusalim, ci vei avea un nume veșnic. Dacă cineva ți-a tăiat numele ăsta, Dumnezeu îți va da un nume veșnic, pentru că cel ce poate, așa cum spune Avram, cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, adică cheamă om mort și îl aduce la viață, este Dumnezeul care învie, care naște din nou. Ăsta este Dumnezeul pe care îl predică Filip famenului etiopian, pentru că el era un om fără viitor. Era Avram în Geneza 12, era Avram în Geneza 15, este Avram în Geneza 17. Un om care nu are viitor. Este Isaac timp de 20 de ani. 20 de ani Isaac n-a avut copii. S-a căsătorit cu Sara, cu Rebeca la 40 și l-a făcut pe Esau și pe Iacov la 60. 20 de ani.
erau ca și celălalt, n-aveau nume. Asta este bătălia credinței. Dumnezeu s-a uitat la credința lui. Un om care, în ciuda circumstanțelor, putea să spună, m-a surat și de evrei ăștia. M-am uitat. Un om care îl caută pe Dumnezeu pentru că e Dumnezeu. Și în momentul acela, pentru un astfel de om, Duhul Sfânt îi spune lui Filip, ridică-te și du-te după el. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. Și nu numai că zice du-te după el, îl prinde Duhul Sfânt, calculează în așa fel încât să-l prinde exact în punctul în care citea din Scriptură și se identifica cu Domnul Iisus Hristos. Cu faptul că toate lucrurile, toate suferințele Domnului Iisus Hristos s-au făcut împotriva lui. A fost tăiat, a fost dus, n-a participat la nimic din lucrul acesta, măcar că era nevinovat, măcar că nu făcuse nimic rău, măcar că toate lucrurile a făcut după cum trebuie, măcar că era neprihănit. Totuși, cineva i-a șters numele, l-a șters din rândul celor vii, exact cum și el, într-un punct de viață, a fost șters din punctul celor vii. Și în momentul în care Filip ia și desface toată Scriptura, altfel l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Și uitați reacția lui, foarte frumoasă, reacția lui, zice, famenul a zis, rogu-te, despre cine vorbește prorocul? Și a spus, despre sine sau despre vreun altul? Și atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos. Este mielul lui Dumnezeu, este cel care, măcar că era neprihănit, în pofida, măcar că nu a avut acces la judecată, nu a avut acces la, la dreptate, toate lucrurile s-au făcut, a fost tăiat de mijlocul poporului său pe nedrept, i s-au făcut lucruri de care nu era vrednic, i s-au făcut lucruri pe nedrept, toate au fost făcute, de ce? Pentru că urma să fie o jertfă pentru el și pentru Filip și pentru tine și pentru mine. Exact Domnul Iisus Hristos a făcut toate lucrurile, a fost punctul prin care Dumnezeu a hotărât să mântuiască lumea și să mă mântuiască pe tine și pe tine. Și pe când își urmau ei drumul, se pare că au ajuns și la botez, famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Acum, eu cred că el a știut despre botez. Botezul nou testamentar își are originea în botezul vechi testamentar. E ceea ce se cheamă micva sau micve, depinde cum vedem, cum vocalizăm, care este adunarea de ape, așa numită. În momentul în care cineva se întorcea, v-am mai spus lucrul acesta, în momentul în care cineva vrea să intre în Israel, să devină prozelit în Israel, trecea fie prin circumcizie sau circumcizie sau botez, fie prin circumcizie și botez în ambele situații, fie prin circumcizie, botez și jertfă. Deci botezul era o modalitate prin care cineva intra în legământ cu Domnul sau intra în relație cu Domnul. Și prin urmare, botezul era una dintre marca tăierii împrejur. Deci el a auzit de ritualul botezului, știa despre ritualul botezului vechi testamentar, nu a putut să beneficieze niciodată de lucrul acesta datorită situației în care se afla. Și în momentul în care Filip începe să vorbească, în momentul în care vosește noul legământ, în momentul în care începe să-i deschide Isaia 53, că probabil avea toată Isaia, în momentul în care arată Isaia 53 că și ceilalți, și cei care sunt depărtați, și cel străinul, și de aceea textul nu se referă în mod necesar la samariteni, adică evangelizare în neamuri, ci se referă la cei defavorizați. Textul din Isaia spune străinul, eunucul și sunt categoriile defavorizate din Israel. Vor sluji pe Domnul, pentru că orfanul și văduva erau din Israel, erau orfan și văduve, erau cei din Israel, însă străinul era gher, care înseamnă străin, era din afară. Străinul nu avea drept de moșterire, străinul nu putea să moștenească, nu putea să-și cumpere pământ, nu putea să-și treacă moștenirea mai departe, iar el era mai rău decât atâta. Deci e vorba despre categorii defavorizate. Categorii la care nimeni nu se uita, categorii care niciodată nu ar fi avut șanse în Vechiul Testament. Și Dumnezeu vine în Noul Testament și predică Evanghelia, îl trimite în mod specific pe Filip, și foarte important lucrul acesta, îl trimite în mod specific să predice Evanghelia la o categorie defavorizată. La un om care căuta cu toată inima, însă avea o problemă în Deuteronom 23. Și îl trimite exact acolo și predică Evanghelia. Și în momentul în care îi predică Evanghelia, reacția famenului este, uite apa, ce mă împiedică să devin creștin. Îl înțelege pe Domnul Iisus Hristos, de ce? Pentru că Filip îl predică din durerea, din suferința pe care a avut-o el. Începe să se calcheze pe toată suferința lui, să înțeleagă jertfa Domnului Iisus Hristos și nimeni nu înțelege suferința mai bine decât cel care trece prin suferință.
Nimeni nu înțelege ce înseamnă să fii tăiat din mijlocul fraților tăi decât cel ce a fost tăiat din mijlocul fraților săi. Nimeni nu înseamnă cine să fie, să-i se taie justiția, să-i se taie dreptul la apel decât celui care i s-a tăiat dreptul la apel. Și pentru el Evanghelia vine ca o mânușă. Pentru el Evanghelia este viață. Pentru el, pentru prima dată, se împlinește ceea ce Domnul Iisus, ceea ce Pavel va spune, că în Hristos nu este nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie, nici famen, nici străin, ci toți sunt una în Hristos. Hristos este totul în toți. Pentru prima dată, pentru el, în famenul etiopian, avem universalitatea creștinismului în contextul acesta. Creștinismul este valabil pentru toată lumea, sub orice formă, chiar și cel mai defavorizat om pe care ți-l poți alege. Le spune Luca lui Teofil, și aceștia pot să primească Evanghelia. Nu există așa ceva. Și nu numai că e defavorizat, ci Duhul în mod specific îi spune lui Filip să meargă și să-l evanghelizeze. Duhul în mod specific vrea ca famenul etiopian să fie mântuit. Duhul în mod specific îi poruncește lui Filip să meargă să facă evanghelizarea. Nu se produce prin persecuție. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în mod implicit, în mod intenționat, se interesează de omul în care în mod necesar nu se uită nimeni la el. Și în contextul acesta, el când vede că îi se predică Evanghelia, nu știm ce a predicat Filip, dar era un predicator extraordinar, zice, uită-te apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip îi spune, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A înțeles toată Scriptura, a înțeles cum funcționează ea, a înțeles mântuirea, a înțeles toate lucrurile, a înțeles ce trebuie să înțeles, cum zice Pavel, nu vreau să văd altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El cel răstignit. A înțeles că cineva îi va da lui un nume veșnic, ceea ce i s-a tăiat pe pământul acesta, Dumnezeu a pregătit o veșnicie, ceea ce mie și ție ți se taie pe lucrul acesta, îi pare că nu merg lucrurile, Dumnezeu îți pregătește o veșnicie. Mântuirea este mult mai mult, de aceea vine Pavel și spune, lucrurile de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Ori în momentul în care famenul înțelege pentru el bogăția, faima, toate lucrurile care le-a avut, nu mai au nici o valoare și în momentul acela spune, cred, Isaia 56. Cred că Domnul îmi va face un nume în adunarea Lui, așa cum spune lucru. Cred că voi putea să păzesc sabatele Lui, voi alege ce este plăcut, voi stărui în legământul Lui, îmi va da un nume în casa mea, în zidurile Lui, un nume mai bun decât fii și fiice, un nume mai bun la care nici nu m-am gândit, un nume veșnic, Shemolam. Un nume care trăiește pentru veșnicie, cum spune Apocalipsa, și Dumnezeu le va da un nume pe care numai El știe. Toți vom primi un nume nou. Era ceea ce și-a dorit el o viață întreagă. Era durerea lui cea mai mare. Vezi, Dumnezeu nu se uită cu dispreț la lucrurile noastre mici. Nu s-a uitat cu dispreț la durerea lui Avram, Genesa 12. Nu s-a uitat cu dispreț la Genesa 15. Nu s-a uitat cu dispreț la Genesa 17. Nu se uită cu dispreț la Isaac. Însă de la lucrurile acestea, ne ia și ne duce la niște lucruri în care ne face să credem în Cel ce cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Ne duce la Cel ce cheamă învie morții, Cel ce are puterea de a învia, Cel ce are puterea de a lua și a da viața, la Dumnezeul Cel Atotputernic. Asta face. Și în momentul în care Avram este luat în 12 și în 15 și în 17 și culmea lui este în 22, în momentul acela, evrei spune, când a înțeles 22, când și-a terminat lucrurile, nu-l mai interesa Canaanul ăsta. Spune textul, căuta o cetate a cărui ziditor era Dumnezeu. În momentul în care l-a luat de pe pământul acesta, că Dumnezeu are răbdare cu noi, ne trece și ca un avion ne ia și începem să decolăm și începem să vedem lucrurile de dincolo. Pentru că în procesul acesta credinței, ce se întâmplă este felul în care gândim, felul în care vedem, felul în care vorbim, ne metamorfozăm niște oameni ai cerului. Încă suntem, din păcate, ca și creștini de multe ori, ca și oameni ai pământului. În momentul în care treci prin bătălia aceasta credinței, Dumnezeu te ia, ca și în vremea lui Avram, treci prin 12, 14, 15, 17, 19, 22 și când ai ajuns în 22, cauți o țară a cărui și o cetate a cărui ziditor este Hristos,
faci ceea ce, așa cum s-a citit și despre Pavel, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Asta l-a interesat. Asta l-a interesat și pe Famen. Dumnezeu îi spune, voi da un nume veșnic. Nu-i frumos Dumnezeu cum lucrează cu omul, cum îl ia, cum se ocupă de el, cum intră până în adâncurile lui, cum îl cuplează cu textul care îi vorbea din toată Scriptura, textul care îi vorbea cel mai tare. L-a lăsat Dumnezeu, i-a pus sulul din textul în care Dumnezeu știa toate lucrurile, le-a pregătit mai dinainte ca să afară această întâlnire cu Filip. Și Filip spune, nu te oprește nimic, cum să te opresc? Și această poveste a fost sus tuturor în Ierusalim, pentru că în momentul în care Duhul te trimite și omul se păcăiește, înseamnă că Evanghelia este altceva. Nu numai pentru iudei, nu numai în Ierusalim, nu numai în Iudeia, nu numai în Samaria, nu numai pentru iudeii care sunt în diaspora, ci pentru toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Este Duhul, îi arată lui Filip exact cum Duhul i-a arătat lui, va arăta imediat mai târziu lui Petru cu Corneliu. Este exact aceeași imagine. Duhul Sfânt îi spune, iată că mântuirea va merge până la marginile pământului. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. L-a botezat, evident, în numele Domnului Iisus Hristos, nu în Vechiul Testament. Și când a ieșit din afară, Duhul Domnului a răpit pe Filip. Acum, mulți bați zice, uite, primul text din Faptele Apostolilor, în care avem un om botezat, despre care nu se cere vorbirea în limbi sau nu apare semnul acesta al botezului. Din păcate, sunt și texte, în textul, deci există mai multe manuscrise, evident, după cum știți, ale Noului Testament, în alte manuscrise, și cred eu că sunt adevărate, sfârșitul acesta sună diferit. Se cheamă WT, manuscrisul, textul vestic, sunt mai multe tipuri de manuscrise, vreo 7 sau 8, dacă nu greșesc, mari, și în textul acesta spune așa, Cornescu folosește unul dintre ele pentru traducere, în textul acesta spune, și Duhul s-a coborât peste Famen și Îngerul a lăpit pe Filip. Ce vrea să spună textul este că și Famenul a primit Duhul. Nu numai a fost botezat. A primit Duhul de la Domnul. Adică toți care sunt botezați și sunt copiii Domnului au Duhul Domnului. Da? Nu este unul care nu m-a botezat. Sunt suficiente texte și eu cred că este real textul acesta, adică și Famenul acesta a primit Duhul, pentru că dacă nu ar fi primit Duhul, primul lucru ar fi spus, well, înseamnă că nu-i chiar creștin. Pentru că pentru ei marca în Faptele Apostolilor primirea Duhului. De aceea și Pavel în Galateni, în momentul în care vorbește cu Galateni, zice, Galateni, chibzuiți, cel ce face minuni între voi, când ați primit voi Duhul? Da? Eu cred că el a primit Duhul, Famenul etiopian, a primit Duhul Sfânt, a fost botezat, a primit Duhul Sfânt, de aceea a plecat acasă plin de bucurie. Și cuvântul grecesc este kairos, care înseamnă roada Duhului. Deci asta înseamnă că Duhul deja lucra în el. Și îngerul l-a luat pe Filip, l-a răpit și l-a dus și predica Evanghelia în toată partea din Gaza. Ori frumusețea aceasta este că ceea ce Dumnezeu, ce mi-a plăcut în textul acesta, este că Dumnezeu, de aceea Filip a rămas, de aceea Luca rămâne la aceste trei versete, aceste emite numai partea din urmă, pentru că Dumnezeu se calchează pe suferința acestui om, pe durerea acestui om, un om defavorizat de mai multe ori. Unul, că era etiopian, doi, n-avea nicio șansă să intre pe vecie în relație cu Dumnezeu, își iubea Dumnezeu, îl iubea pe Dumnezeu și totuși mergea într-un loc în care de fiecare dată pleca acasă coroana în inimă, că nu lăsa nimeni să se apropie de templu, că ar fi putut fi omorât. Era un om care căuta pe Domnul și totuși avea toate aturile ca ceva să-l tragă înapoi. Nu-i interesant? Și noi avem toate aturile să stăm lângă Domnul și ne tragem singur înapoi. Un om care s-a dispus să meargă mii de kilometri să se ducă la un templu, un templu și niște oameni care vor respinge toată viața lor. Ce fel de dragoste de Dumnezeu a avut omul ăsta în el? Ce fel de om era omul acesta? Să mergi la niște oameni, gândiți-vă, să mergeți la o biserică, să-L căutați pe Domnul și toți din biserica cealaltă, când ai intrat pe ușă, să se te uite la tine ca o parie. Și tu totuși să mergi acolo mii de kilometri în primejdie ca să te închini Domnului. Nu-i interesant? Nu e întâmplare că Dumnezeu îi spune, ia-te și du-te. Pentru că Dumnezeu răsplătește pe cel ce caută, din toată inima. Omul ăsta este un om de valoare
Și sunt convins că este un om care a evanghelizat Etiopia, e un om care l-a iubit pe Domnul din toată inima lui și un om cu care ne vom întâlni în ceruri. Și se va bucura împreună cu noi că și Domnul și lui i-a dat un nume, așa cum spune Isaia 56, un nume veșnic. De aceea când pleacă, zice, și zice, Filip s-a plecat și zice, famenul își vedea de drum plin de bucurie, pentru că Duhul Sfânt locuia în el, pentru că dintr-o dată a fost beneficiarul noului legământ, Duhul s-a coborât cu el, a plecat cu pachetul complet de la Ierusalim ca să meargă să-l propovedească pe Domnul. De asta l-a inclus Luca aici. Dacă famenul acesta etiopian este tot ce n-a fost saducheii, tot ce n-a fost nimic în Israel până în capitolul 9. Tot ce n-au fost ăștia până în capitolul 9. A fost nevoie de un om care să vină din Etiopia, în care Filip să predice Evanghelia și dintr-o dată se facă un om care mergea împotriva tuturor lucrurilor, exact cum spune Scriptura, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Era un om care îl căuta pe Domnul, exact cum toți ăștia din Ierusalim, atât farisei, cât și saducheii, în momentul în care se face o minune în mijlocul lor, se apucă să-i omoare cu pietre. Se apucă să-l omoare pe Ștefan cu pietre, încep să chestioneze și iată un om care merge să vrea să se apropie de Domnul în pofida faptului că era respins constant de Dumnezeul, poporul Dumnezeului pe care îl iubea și totuși Dumnezeu îi se răspunde și în momentul în care îi se predică Evanghelia, o primește și se bucură de toate efectele ei, atât botezul cât și primirea Duhului Sfânt și merge acasă plin de bucurie. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este nedrept. Așa vine, spune frumos Scriptura, să uite ostenela ta și ostenela mea. De aceea zice, nu obosiți în facerea binelui. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu răsplătește lupta noastră, Dumnezeu răsplătește bătăliile noastre spirituale și dacă este nevoie și cândva este nevoie, îți va trimite un text din Isaia să te pună pe picioare. Domnul să ne binecuvinteze.